Bun găsit în episodul de astăzi al recomandărilor de lectură, aș vrea să vă vorbesc despre cartea lui Primo Levi, Mai este oare acesta un om? Volumul pe care îl am în față este publicat la editura Art în anul 2018. Primo Levi este unul dintre supraviețuitorii Holocaustului, între 1944 și 1945, el este încarcerat în lagărul nazist de la Auschwitz. Cartea pe care o am în față povestește tocmai întâmplările din această perioadă. Aici Primo Levi nu este interesat de fapte neapărat, uh, Cine citește literatură despre Holocaust poate găsi probabil romane în care se povestesc uh, amănunte mult mai zguduitoare decât ceea ce găsim aici. Însă, cartea aceasta este despre oameni. Primo Levi este interesat de o întrebare care. Mie mi se pare fundamentală. Ce mai rămâne uman într-un individ care este tratat ca un animal? Avem aici personaje dezumanizate, abrutizate, și un lucru pe care l-am remarcat este că Primo Levi destramă un mit: mitul romantic al solidarității umane în suferință. În foarte multe cărți care vorbesc despre atrocități, ni se povestește despre cum suferințele aduc oamenii împreună, îi fac să descopere în ei resurse de umanitate pe care în mod normal nu le-ar fi găsit acolo. Ei bine, Primo Levi nu cade în această capcană a idilismului. El ne vorbește despre o lume în care își face loc doar instinctul de supraviețuire. Și, ne spune Levi aici, a supraviețui într-un lagăr nu înseamnă a fi demn, nu înseamnă a fi bun, nu înseamnă a fi educat, nu înseamnă a, fi repere, a avea repere morale. Din potrivă, cei care reușesc să supraviețuiască, cei care au mai multe șanse de a supraviețui, spune autorul, sunt cei care renunță la umanitate. Această carte are un singur personaj, multiplicat în zeci de ipostaze, Personajul este omul căruia îi se răpește umanitatea și întrebarea e ce mai rămâne din acest om. Aș vrea să vă citesc un pasaj al acestei cărți. Spre norocul meu am fost deportat la Auschwitz abia în 1944. După ce, constrâns de lipsa tot mai mare a mâinii de lucru, guvernul german hotărâse să prelungească durata medie de viață a prizonierilor care urmau să fie lichidați, îmbunătățind sensibil nivelul de trai și suspendând momentan uciderea arbitrară a celor ridicați. Ca de fiecare dată când citesc o carte despre Holocaust sau despre alte atrocități ale secolului 20 în special, întrebarea care îmi rămâne în minte este următoarea: cum de a fost posibil? Dincolo de asta însă, mai este un lucru oarecum periculos care te sperie. Mecanismele care au făcut posibil holocaustul sunt încă prezente în societatea umană. Nu este nevoie decât de un context pentru ca oamenii să redevină ne De aceea cărțile de acest gen sunt foarte importante pentru că ele pot să se constituie într-un într remediu, într-o invitație la memorie, într-o încercare de a ne imuniza în fața a ceea ce este mai brutal în om.